public, în sectorul privat am constatat performanța și potențialul uriaș în domeniul IT și în capacitatea de inovare. Pe de altă parte, sectoare vitale precum educația, sănătatea, asistența socială, agricultura, politica fiscală se dezvoltă prea încet și țin pasul cu greu cu nevoile oamenilor, dar și cu evoluția din alte țări. Nu în ultimul rând, am constatat cu toți împreună că birocrația este puternic înrădăcinată în administrație, ne împovărează pe toți, ne pune pe drumuri și ne consumă energie și bani și de o parte și de alta, și pentru sectorul public, dar și pentru contribuabili și pentru cetățeni.